Salutare, dragii mei lei! Bine v-am regăsit! Ce faceți voi? Această etalare este pentru cei din zodia Leu, pentru luna ianuarie 2021. Pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în această zodie, bineînțeles și pentru cei care doresc să afle lucruri despre un leu. Dragii mei, vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele voastre, vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile voastre. Am ajuns la 10.000 și sunt foarte fericit și bineînțeles că vreau să împărtășesc lucrul acesta și cu voi, pentru că voi faceți parte din proiectul acesta. Vă mulțumesc foarte mult, dragii mei. Iată că ne apropiem de sfârșitul anului și să se termine odată. Sper să vă găsească cu multă pace în suflet și cu multă inițiativă și putere pentru a continua drumul acesta pe care toți îl avem. O să amestec foarte bine cărțile, pentru că așa simt. Să vedem ce vă rezervă luna ianuarie, dragii mei. La baza pachetului, Marea Preoteasă, dragul meu leu, în luna ianuarie, ce pot să spun decât că intuiția va fi la un nivel foarte înalt la tine. Avem aici dobândirea unor cunoștințe spirituale, oculte chiar, un ajutor din partea divinității. Există această îndrumare și această călăuzire spirituală de care tu vei beneficia în luna ianuarie. Îți dorești să cucerești noi teritorii, cavalerul de spade, și nu stai pe loc, chiar te grăbești către alte ținuturi, către alte domenii. Cavalerul de spade este prima carte în poziția ta, arată această grabă către a cuceri. Îți dorești să vezi lucrurile poate și dintr-un alt punct de vedere, dar sfatul meu este că nimic solid și dacă dorești să crești ceva, nu se face cu grabă, nu se face pe grabă. Am aici un fel de nerăbdare pe care o simt la tine de a se întâmpla ceva. Dorești să se întâmple ceva, poate să-ți cadă din cer chiar. Dorești și ești sătul, poate să tot lupți și să te gândești la ceva sau la cineva și să vezi că lucrurile nu se întâmplă așa cum tu ți le dorești. Asul de spade vine peste această carte, așa simt eu, pentru a-ți spune că acele lucruri pe care tu dorești să se întâmple, acele lucruri la care tu te gândești, nu vor veni la tine dacă nu faci această schimbare de perspectivă. Este vorba despre a încerca să vezi situația altfel. Este vorba despre a încerca să adopți poate o altă atitudine, să adopți, să fii mai hotărât, să fii mai determinat, să încerci puțin
să pui lucrurile într-o lumină avantajoasă ție, da? Nu este un moment potrivit pentru a lua decizii. Deciziile nu se iau pe grabă, nu se iau la supărare, nu se iau la mânie și mie cartea aceasta, nu știu de ce mi-arată acest lucru la tine în luna ianuarie, da? Este de preferat să faci puțină ordine în gândurile tale și încearcă să vezi evenimentele din viața ta, oamenii care sunt acolo, să-i vezi totuși și dintr-o altă viziune, da? Aici înseamnă că tu trebuie să adopți niște principii noi. Trebuie să începi să ai idei. Restructurare mentală, asul de spade, despre asta vorbește. Comunicare eficientă. Nu trebuie doar să vorbim și să scoatem cuvintele pe gură. Trebuie să încercăm să ne facem înțeleși. Ce vrem, ce dorim. Trebuie să abordăm o atitudine clară a ceea ce noi vrem. Ca acele dorințe să poată veni către noi, să ni se îndeplinească. Pentru unii dintre voi, pe partea aceasta sentimentală, pot discuta despre o împăcare, despre o veste ce urmează să o primiți în luna ianuarie. Avem aici tată și fiu. Avem un rege de cupe și avem un paș de cupe, da? Unul este partea aceea matură emoțional, este blând, este înțelept, dar în același timp se poate schimba foarte repede în atitudine. Pajul de bâte este practic această invitație ca tu să vezi viața mai relaxat, să încerci să te și joci, să abordezi viața dintr-un alt punct de vedere, să nu iei toate lucrurile chiar atât de în serios. Trebuie să înțelegi aceste mesaje. De ce? Pentru că în tine se bate partea aceasta matură și partea copilăroasă. Există aici o bătălie. Nu ai reușit să echilibrezi aceste forțe. Există copilul din tine care este acolo în inima și în sufletul tău și el vine către tine câteodată, încearcă să te împace cu ceva, încearcă să-ți arate că viața poate fi frumoasă și viața poate fi trăită foarte frumos atâta timp cât tu mai și asculți de copilul acesta interior. Da? În schimb, experiența pe parte sentimentală, mai ales, te îndeamnă să iei probabil niște decizii și să gândești lucrurile într-o modalitate mult mai serioasă. Da? Ideea este că trebuie să încerci să le echilibrezi. Încearcă să faci ceea ce îți dorești, încearcă să ajungi acolo unde tu îți dorești, dar să și vezi partea frumoasă a lucrurilor din viața ta, să te bucuri de ceea ce ai, să te joci, să iei lucrurile într-o oarecare joacă, da? Pentru că, în fond și la urma urmei, în viață trebuie să mai facem și aceste lucruri. Să nu uităm că, până la urmă, toți suntem niște copii mai mari. Regina de bâte, iată această personalitate de foc, da? Avem aici, în luna ianuarie, ce să spun, frumusețe, pasiune. Avem o să scoateți din voi toate aceste energii foarte puternice, da? Chiar dacă te mai balansezi tu așa pe aici pe acolo, nu prea știi exact pe unde să scoți cămașa, dar uite că Regina de Bâte îmi arată faptul că în luna ianuarie tu vei fi foarte hotărât, foarte determinat. Ești acea forță indestructibilă și îți vei pune toată pasiunea și toată forța în a reuși. Dacă vorbim despre partea aceasta de acțiune, ești cel care va da comanda. Ești cel care va prelua controlul. Foarte frumos. Pe parte profesională, pe parte profesională vei sta foarte bine în luna ianuarie, ai două cărți foarte bune, un rege de monede și un cavaler de monede. Nu te grăbi în așteptarea rezultatelor, da? Aici vorbim despre foarte multă răbdare, vorbim despre o fundație solidă a profesiei tale.
Vorbim despre decizii care trebuie luate niciun caz din punct de vedere emoțional, ci doar pur raționale. Există aici o împământare foarte puternică la tine în luna ianuarie. Pe plan profesional sunt proiecte stabile, sunt evenimente care te vor ajuta să descoperi lucruri pe partea aceasta profesională. Cavalerul de monede este acea energie foarte, foarte tinerească, arată acest nou început pentru tine. Este posibil chiar să primești un fel de ofertă, este posibil să te angajezi, poate vorbim și despre o avansare în cazul acesta, care bineînțeles că îți va crea o carieră solidă. Îți va crea ceva ce tu ți-ai dorit și nu vei mai trăi cu teamă că s-ar putea să se distrugă. Două cărți foarte bune pe planul acesta profesional. Încă te lupți cu foarte multe situații la nivel subconștient. Ai cartea Luna care deja scoate la iveală tot ceea ce este ascuns. Mai mult decât atât, tu nu te vei mai putea ascunde. Această carte anunță un soi de eliberare. Deci trebuie să te eliberezi de anumite frici, de anumite temeri pe care le-ai avut până în prezent. Luna ianuarie pentru tine este un început. Luna ianuarie pentru tine trebuie să semnifice adevărul, trebuie să semnifice calea ta, drumul tău. Luna arată și faptul că există posibilitatea ca în unele situații tu să te înșeli, să vezi totuși o realitate distorsionată. Da? Lucrurile nu sunt chiar așa cum par în momentul în care Luna apare într-o etalare. Foarte mare grijă la oamenii de pe lângă tine, pentru că s-ar putea să nu te sfătuiască tocmai bine, s-ar putea să nu-ți aducă în față acea realitate de care tu ai nevoie. Da? Trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi avem un anumit bagaj și avem o anumită experiență. Este normal să judecăm prin prisma acelei experiențe. Asta nu înseamnă că sfaturile lor ni se vor potrivi și nouă. Da? Deci foarte mare atenție la această înșelare, da? Pe parte de comunicare, pe parte sentimentală. Sunt lucruri aici nu neapărat ortodoxe, ca să spun așa, da? Ai această îndoială, există această îndoială a doiului de spade și sunt momente în luna ianuarie când te vei simți blocat. Dacă dorești să alegi o opțiune din două, e, aici te vei bloca. Această îndoială mai poate însemna faptul că nu știi ce să faci. Deși îți dorești din punct de vedere mental să ai o claritate asupra lucrurilor, ai impresia că nu se întâmplă și nu știi exact ce să alegi, nu știi încotro să mergi, ce să faci, ce să mai vorbești, cu cine să vorbești, nu ai foarte multă încredere, da, pe partea asta de comunicare și atunci, efectiv, tot ce poți să faci este să te așezi și să aștepți totul să se rezolve de la sine. Cam așa ceva să știi că se va și întâmpla. În orice situație prin care tu treci în luna ianuarie, este de preferat să aștepți. Este de preferat în situația asta să nu iei niciun fel de decizie, pentru că niciuna din cele două s-ar putea să nu-ți aducă ceea ce tu vrei. Cavalerul de cupe, iată acest cavaler care vine, dar și pleacă totodată. Este un cavaler, da, într-adevăr, care oferă foarte multe emoții, oferă foarte multă stabilitate emoțională, dar pe o perioadă scurtă. Dacă printre voi există persoane care s-au apropiat de cineva în această perioadă, în luna ianuarie o să trăiți această îndrăgostire, această atracție, într-adevăr, o să vă gândiți la o eventuală relație cu acest tip, acest om. Însă arată, să știți, și o fire destul de nestatornică. Cavalerul de cupe este cel care îți aduce în față toate dorințele, le experimentezi alături de el și merge mai departe pentru că el mai are de cucerit și alte inimi. Cam așa ceva se întâmplă, dragii mei, dragile mele.
Nu este deloc o energie rea, este o energie frumoasă, dar aici vorbim strict despre experiență sentimentală, vorbim despre un soi de iubire pătimașă care va dura puțin. Cam acestea au fost mesajele mele pentru voi, dragii mei lei. Să luăm și mesajul din oracolul îngerilor, să vedem cine și ce vă spune. Mesajul pentru voi vine de la îngerul Patience, care înseamnă răbdare. Acum e vremea să înveți, să studiezi și să strângi informații. Bucură-te că înveți, fiindcă în viitor vei sintetiza cunoașterea în acțiune. Iată, dragii mei, ce mesaj frumos pentru voi. Deci este vorba despre răbdare. Știu că sunt planuri, știu că vă gândiți la foarte multe lucruri. Nu știți exact cum să le rezolvați, dar totul va veni cu timpul. În momentul cel mai potrivit vouă, vi se vor întâmpla evenimentele respective. Dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați fost alături. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să dați un like și un share. Poate mai sunt oameni care doresc să audă aceste mesaje. Și dacă doriți să luați legătura cu mine, nu uitați că jos în descrierea videoclipului aveți toate informațiile necesare. Până data viitoare, eu vă îmbrățișez pe toți, vă pup și vă rog să aveți grijă de voi.